Prințesa noastră merge astăzi la creșă, prima ei zi la creșă. Și Victoria nu e tocmai bucuroasă pentru asta, mai ales că nu știm exact cum o să decurgă ziua. O să meargă și Enzo, dar afară plouă. Și pentru că eu o să trebuiască să merg la muncă mai târziu, nu știm cum să facem pentru că o să trebuiască să vină înapoi singură, cu amândoi copiii. Bine ați venit la un nou vlog. Vlogul ăsta o să fie despre vaccin, iar o să mergem cu Zoe să-i facem vaccin acum prima dată. După aia o să mergem să îi ducem la creșă, pentru că trebuie ca tipa de acolo de la creșă să se obișnuiască cu Zoe, să vadă cum, cât e cu minte, dacă o primește, dacă nu, glumesc. Da. Mergem. Hai să mergem. Trebuie să mergem mai întâi la farmacie să luăm vaccinul, să cumpărăm vaccinul. Și după aia mergem direct la Kinderhäsin, locul unde face vaccin, unde controlează cântărești copiii și chestii de astea. A? Unde merge fata? Merge la grădiniță? La grădiniță? La creșă, tati. E creșă, nu e grădiniță. Eu merg la creșă, tati. Eu sunt un baby. Da, eu sunt fetița lui tata. Eu sunt fetița lui tata. Hai de la tata. De la tata. E pe ea lui Enzo? Tata, îl vrea tata. De ce să se joace tata cu măgărușul? Așa, mulțumesc frumos. Hai, mergem la grădiniță? Hai să mergem. Hai că se încalță și mama. Ești pregătit? Ai pus cizmele? Bravo, tati, că afară plouă. Când plouă, trebuie să punem cizmele. Da? Plouă. Bravo. Nu e pentru tine acolo, e pentru Zoe, tati. E pentru Zoe. Îl strici, pentru că ăla e maxim 13 kg. Tu ai deja 14. Dacă se strică. Hm? Bine, mulțumesc că mi-ai ținut ușa. Hai, 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 hai. Apasă acolo, tati, hai. Așa, ăla. Gata, mergem la creșă, toată familia. Împinge ușa, Enzo. Într-o zi băga mâna aici și era să-și prindă mâna aici. Și aia are senzul, dar mai întâi strivești, după aia s-oprești. Ne-ai tati? Ușa, da. Oh. Oh, uite că a venit mama. Ce a cumpărat mama acolo? Rotavirus. Și astea sunt pentru rotavirus. Pentru rotavirus. Deci tot la fel, în picior, în fiecare picior. Asta e pentru asta e pentru gură și o să-i fac și vaccin. Asta e vaccin pe care o să-l administrezi oral, adică pe gură, prin fiolă, ceva de genul. Și mai este și o să mi facă încă două vaccin, adică un vaccin, câte unul în fiecare picior, pentru, nu știu pentru ce. A lot of things. Pentru o grămadă de chestii, no, hai să mergem. Hai, tati, hai. Victoria s-a dus înainte acolo pentru că suntem în întârziere și, na, aia e. Hai, tati, hai. 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 Hai, hai, hai. Hai, hai repede, hai. Hai că ne așteaptă mama, tati. Hai sus, hop, 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 hop. Hai. Am ajuns. Suntem în întârziere. Hop. Hai, tati, hai. Hai, hai. Uite, mama e acolo, schimbă pe Zoe. Hai să mergem, tati. Enzo, nu ești acasă, tati, tati. Hei, uite câte, câte. Facem vaccin. Oh. 5 kilo, 45 grammetjes. No. Dan mag u erachter gaan staan. Het hoofd wordt tegenhouden. Dus. Hupskedee. 59. Ea zâmbește pentru că ea nu știe ce o așteaptă acum. Da, tati. O să plângi, din păcate. Enzo e pe aici să joacă. Stă până pe situații.
And for milk, what does she get? Enzo. 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 Okay. Enzo. Enzo, what's it? Da, da, da. E sunt blocuri, arăt-i. Uite, 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 uite. Gata, tati, gata. That's it? Enzo e acolo cu jucăriile. Noi am terminat cu vaccinul pentru Zoe. I-au făcut doar într-un picior, atât. Mi-au șutat doar într-un picior, ți-au făcut, dar te-a durut tare, că plângeai foarte tare. Ideea e că după vaccin trebuie să așteptăm 15 minute aici. Scrie și acolo că după vaccin să așteptăm. În caz de se face rău la copil sau ceva de genul, să primim ajutor, nu, repede. Nu-i așa, mami? Nu. Aici avem, stai așa un pic, aici avem... Pentru ce au făcut, au fost vaccinată, asta pentru data trecută și astăzi, data de astăzi, au primit două vaccinuri, unul ăsta a fost pe gură și ăsta a fost ăla de la am cumpărat noi și aici era ceva, dar doar dacă a fost născută prematură, dar nu a fost născută prematură, deci nu a făcut. Și acum o să venim iar pe 1 februarie, nu? Pe 1 februarie o să venim iar să facă două vaccinuri. Pentru asta și asta, cred. Da. Enzo, fii cu minte. Dacă cazi pe aia, îți drobești dinții. Nu e pentru tine acolo. Gata, așteptăm și mergem la creșă. Da? Ai căzut? Aproape. Da. Mergem la creșă, înainte ca fratele tău să facă prostii pe aici. Hai, tati, hai! Hai că plouă afară, mamă, ce mie mai urât să ies afară când plouă. Ia uitați-vă cum plouă, băi, oameni buni, se închid aici, că mi-intră în plouă mașină, bă, uite un pic. Plouă agresiv tare. Și Victoria, am intrat, am băgat copiii repede, dar nu i-am mai pus centura. Acum Victoria se chinuie să facă asta peste scaune, pe aici. Ai. Hop. Hai că ne așteaptă. Da, deci Victoria a rămas acolo cu Zoe și cu Enzo și am căzut de acord cu tipa de aici să mă întorc la... Eu o să merg la muncă, schimbul 2. O să mă întorc la 12:30 înainte să plec eu la muncă. O să iau pe toți pentru că plouă rău. Uitați-vă un pic ce băltoacă e aici, zici că e lac. Zici că e lac aici, așa, nu e lac. O să vedem cum o să facă Victoria de acum înainte, pentru că ea o să înceapă mereu programul la 8 și o să termine la 4. Și o să trebuiască, ea merge la muncă cu trotineta electrică și o să trebuiască să aducă copiii, doi copii, să ducă înapoi acasă, să ia trotineta și după aia să pleci la muncă. Deci de aici până acasă, pe jos, faci cam 20 de minute dacă mergi normal. Ideea e că noi avem un singur căruț pentru copii. Avem pentru Zoe deasupra și pentru Enzo chestia aia care o atașez. Și când o să plouă sau când o să fie ceva de genul, o să fie foarte, foarte greu. O să vedem, o să ne adaptăm situației. Dar o să fie foarte greu Victoriei, pentru că, uitați-vă, de exemplu, acum, când plouă, într-o dimineață, când nu o să fiu eu ca să o aduc, o să trebuiască să aducă copiii, după aia duce înapoi, îi a adus întors 40 de minute. O să fie udă-lioarcă și după aia trebuie să plece la muncă. Depinde unde are clientul, că trebuie să facă curățenie, ea face curățenie, așa muncește ea. Și gândiți-vă un pic că poate mai are de mers încă 5 km cu trotineta prin ploaie. No, îmi pare rău pentru ea.
Vedem cum o să fie. Asta e. Deci, asta e totinita cu care o să meargă Victoria la muncă. După cum vedeți, nu e blocată, nu e legată cu nimic. Dacă vrea cineva să o furi, aprinde asta și să o sting, că mai are un pic de baterie. Dacă vrea cineva să o furi, vine aici și o ia, dar nu atinge nimeni. Fiecare are câte ceva pe aici prin parcare. Asta îmi place mie la noi aici în bloc, că nimeni nu atinge și nu e a lui. Adică cam toată lumea are câte ceva lângă mașină. De exemplu, ăsta are aici câte 5 motoare. 5 motoare are ăsta aici. 2, 4 și una în spate 5. Și mai are și mașină afară. Bine, încă se văd pe partea aia nori negri. Dar uite ce curcubeu frumos. Ia uite, mă. E rotund așa. Mai devreme rupea nori și acum soare în partea aia. Bate soarele pe clădirea aia acolo. Uitează-vă un pic. No. Eu o să stau până la 12:30. La 12:30 o să mă duc să o iau pe Victoria, pentru că i-am promis. Da, prima zi a lui Zoe la creșă. Ești Victoria acolo, nu prea o să simți diferența. Mâine, în schimb, mâine e vineri, o să stea tot ziua acolo la creșă cu Enzo. Am stat acasă o lună și ceva. M-am obișnuit cu amândoi copii, să i-am pe lângă mine. Îmi pare rău acum, vă spun sincer, că trebuie să pleci la creșă. Victoria o să înceapă munca. Uitați-vă un pic cum plouă și o să plouă așa pentru următoarele, până în aprilie plouă așa. Trebuie să meargă cu trotineta, să ducă copii, nu știu cum o să ne descurcăm cu... Adică Victoria nu are nici permis, o să trebuiască să-și facă la un moment dat permisul, dar cu trotineta așa, nu știu, o să intri în depresie, că o să trebuiască să meargă la muncă, o să udi, asta e. Până la urmă, olandezii merg cu bicicleta la muncă și nu au nimic. Dar lui Victoria nu prea place nici ei pe aia, da, aia e. Da. Dacă ați văzut Instastory-urile noastre pe Instagram, ați văzut că ne-am apucat de sport și facem zilnic. Bine, că abia au început anul, dar vreau să facem în fiecare zi a anului. Primul videoclip pe care l-am făcut și l-am pus pe Instastory, pe Instagram la Instastory, a ieșit comic, dar jur că nu ne-am... am pus telefonul și am început să facem și o ieșit acolo... Ne-am gândit mult înainte dacă să punem sau nu pe Instagram, dar făcusem deja programul sportiv și așa că am zis că aia a ieșit. No. O să facem aici în casă, când o să fie vreme frumoasă o să ieșim, poate și pe balcon pe aici, o să mergem afară, o să alergăm, vrem să facem sport, v-am spus, e foarte important pentru noi, pentru copii să și pentru minte e foarte important să faci ceva, pentru că am mult timp de când nu prea am făcut așa muncă fizică sau chestii și mă simt așa slăbit, mă simt ca o legumă și nu normal, pentru că îți afectează și starea mentală, te simți așa moleșit, zici că nu ai putere, că zici că ești obosit, dar nu ești obosit, ești doar leneș, intră așa într-o zonă de aia de toată ziua pe canapea pe acolo și aia e. No. Dacă vreți, v-am spus, ne urmăriți pe Instagram, puneți like la fiecare videoclip pe YouTube. Noi vă mulțumim și ne vedem în videoclipul următor. Probabil ăsta e un videoclip așa mai scurt. Da. Aia e. Rămâneți cu bine.